Pământul s-a format acum 4,57 miliarde de ani din rămășițele exploziei unei stele gigante. Dacă ești prima oară când îmi vizitezi canalul, nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Și acum, haideți să vedem forma Pământului. Studierea formei Pământului se numește geodezie. În trecut, geodezia depindea în exclusivitate de observațiile făcute pe teren. În prezent, un rol foarte important joacă sateliții artificiali. Pământul nu este o sferă perfectă, forma sa unică se numește geoid, literalmente având înfățișarea Pământului. Pământul se rotește mai repede la ecuator decât la pol, deoarece ecuatorul se află mai departe de axa de rotație a Terei. Grecii antici realizau că Pământul este un glob, măsurile efectuate de sateliți au arătat că Terra nu este o sferă perfectă. Acest surplus de viteză umflă Pământul la ecuator și îl tortește un pic la pol. Umflătura ecuatorială a fost prezisă de Isaac Newton în 1687. Umflătura ecuatorială a fost confirmată peste 70 de ani după moartea lui Newton de observațiile efectuate în Peru de Charles și în Laponia de Pierre. Diametrul Terii la ecuator este de 12.758 km, prin urmare, acesta este mai mare decât diametrul vertical de la polul nord la polul sud, cu 43 km. Raza Pământului la ecuator este în cifre exacte de 6.376.136 metri plus minus 1 metru. Satelitul Ageos, lansat în 1976, a măsurat diferențe gravitaționale cu cea mai mare precizie posibilă. Acestea au scos la iveală umflături de până la 100 metri înălțime, în special în sudul Indiei. Satelitul CSAT a confirmat forma teoretică de geoid a suprafaței Pământului redus la nivelul oceanelor. Satelitul a efectuat milioane de măsuri ale nivelului apelor oceanice, cu o marjă de eroare de până la câțiva centimetri. Vârstele Pământului. Precambrian. Apar primele forme de viață, bacteriile, inclusiv organismele fotosintetice care generează oxigen. Cambrian, 590 miliarde de ani în urmă, nicio urmă de viață pe uscat, dar în oceane e perioada de aur a moluștelor și crustaceelor. Ordovician, 505 miliarde de ani în urmă, primele vertebrate cu aspect de pești, Sahara este acoperită de ghețuri. Silurian, 438 miliarde de ani în urmă, primele plante de uscat, pești cu maxilare și pești de apă dulce. Devonian, 408 miliarde de ani în urmă, primele insecte și amfibieni, ferigile și mușchii sunt la fel de mari ca arborii. Carbonifer, 360 miliarde de ani în urmă, mlaștini mari și calde acoperite cu pături de ferici, din care se formează cărbunele, primele reptile. Permian, 286 miliarde de ani în urmă, coniferele înlocuiesc fericile, predomină deșerturile. Triasic, 248 miliarde de ani în urmă, primele mamifere, plante cu semințe, Europa se află la tropice. Jurassic, 213 miliarde de ani în urmă, răspândirea dinozaurilor, Archaeopteryxul, primele păsări cunoscute. Cretacic, 144 miliarde de ani în urmă, primele plante cu flori, dispariția dinozaurilor. Terțiar apar 65 miliarde de ani în urmă, primele mamifere mari, e în plină dezvoltare specia păsărilor, apar marile prerii. Cuaternar 2 miliarde de ani în urmă, multe mamifere dispar în erele glaciare, apariția oamenilor. Acesta a fost și videoul meu de azi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați like și să vă abonați pentru a mă susține. Cu voi a fost Daniel, pe data viitoare!